FCSB și Dinamo așteaptă vești din Italia. Chiricheș și Ștefan Radu trebuie să decidă dacă revin în România. Sorescu a plecat de la FCSB. Hanca nu se întoarce la Dinamo, ci a ajuns în cantonamentul Petrolului. Ștefan Radu s-a retras de la Lazio, iar Dinamo îl așteaptă înapoi după 16 ani. Ar fi un lucru extraordinar pentru noi să ni se alăture, dar el are și el familia lui acolo, să stabilește de foarte mult timp. Nu cred că e o decizie ușoară pentru el. Dinamo a plecat în cantonament în Slovenia. Amicalul Verii va fi împotriva lui Mircea Lucescu. Pentru mine personal este o mândrie și o onoare că pot să-l întâlnesc pe domnul Mircea Lucescu. Să nu promiteți luna de pe cer și să plătiți salariile la zi. Asta l-a cerut Burcă șefilor lui Dinamo. După un an de chin, Dinamo se pregătește de derbiurile cu FCSB și Rapid din prima ligă. Încă nu putem să stabilim un obiectiv clar, dar obiectivul nostru clar este acela de a câștiga fiecare meci.